Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Artistul a devenit tată pentru a treia oară, după ce Yasmin Odi, actuala lui parteneră de viață, i-a dăruit un fiu. De asemenea, cântărețul mai are două fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă, pe Rosa și pe Maria, pe care Pepe le iubește nespus. Yasmin Odi l-a însoțit pe Pepe la un eveniment, iar atunci când acesta și-a făcut apariția pe scenă, toată lumea a rămas impresionată, căci nu a urcat singur, ci alături de fiul lui nou-născut și alături de Rosa. Una dintre fiicele sale, care se pare că a moștenit și talentul muzical de la Pepe, căci a cântat și a impresionat pe toți din sală. Imediat după ce i s-a născut fiul, artistul a făcut și primele mărturisiri. Pepe a dezvăluit că dintotdeauna a visat să devină tată de băiat. Mulțumesc pentru urările transmise lui Pepe Junior. 23 de ani am așteptat acest moment. Toată lumea întreabă de ce nu îl arăt. Pentru familia Pepe Online le-am dat imagini cu băiețelul. Cu noi din spital. N-am vrut să le fac publice. Știam că le preia toată presa, am zis să rămână în familie, că așa-i frumos. Toate la timpul lor. Să mai treacă o perioadă, poate câteva zile, câteva ore, câțiva ani. Nu ne plac lucrurile grăbite. În familie se împart și necazurile și bucurile. El e pe zi ce trece mai frumos, se schimbă de la o zi la alta, a spus Pepe. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.